Și voi vreți? Și se aude afară. Ce e atât de zarbă? Chelari mus? Ce e în curte? Afară dă să plouă și vouă vă arde de udat? Uite, vine ploaia. Mami, ce te uimești atât? Vino, haide cu noi la joc. Ceapa e caldă. Îți propun un super challenge. Eu mă joc, dar nu mă uit. Ba da, te uiți. Mergem cu jocul până la final. Trebuie să fii udată și tu. Da, pe o unghiuță, pe un degețel, maxim pe mânuță, mai mult, fug în casă. Bine, lasă, vedem noi până la capăt. De fapt, până să nu vină ploaia. Da, cred că așa o să mă ud, în ploaie stau. Dar nu vreau să mă dau pe toboganele astea. Nu e amuzant pentru mine, mie e frică de apă. Dar ce ești, mami? Pisică? Lasă, prins tu curaj. Stai liniștită. Doar să fii de acord. Pisică, vrei niște pește? Vino aici, te așteaptă. Eu am văzut locul în care vreau să mă joc. Chiar acum mă duc. Unde îți fui? Acolo, acolo. Vezi unde? Aici îmi place mie să mă joc. Unde nu e atât de apă? Mami, jocurile sunt pentru fete, pentru challenge. Nu pentru tine. Eu care credeam că eu mă joc. Te joci obligatoriu. Trebuie să te uzi. Lasă, lasă. Hai cu prima probă. Mami, asta e prima probă. Statul în piscină. Bună idee! Prima probă să fie, dar în afara piscinei și legate la ochi. În 5 secunde, câți pești, melci și ce mai aveți voi pe acolo, reușiți să adunați cu ochii închiși. Asta să fie prima probă. Le prindea pe toate. Nu, nu, cu ochii închiși și extrase câte una pe rând. Hai, ne încălzim! Am adus masca. Cine începe? Eu! Ploaia nu ne lasă nici măcar să începem. Revenim imediat. Sau ne jucăm pe ploaie. Mie îmi place pe ploaie. Da! 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 A venit ploaia. Ce începe să fie fric. Fiecare cu părerea lui. Strângem! E cală. Ce faceți, fetelor? Parcă nu voiați să vă jucați în ploaie acum. Avem apă caldă, dar de la ploaie vine apă rece. Hai din nou, ca și mine. Se pare că lor le place în ploaie. Ia priviți-le. Deja sudă la picioare. Eu mă duc după prosoape pentru fete. Haideți, fetelor! Oh my God! Haideți, haideți, repede, în casă, în casă, în casă! Nu se mai dau luate de acolo. Dacă e apă caldă. Îmbrătăm copii. Mai am un halat. Tati, e pentru tine. E curaj. Curaj. A fugit de pe imaj. Mami, să încerc eu să ies pe ploaie. Stai, 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 nu ieși. Vrei să te uzi tot?
și continuăm în casă. Vino repede! Acum numai bine sunt ture! Acum se termine tot... Nu. Se face bucazire! Soarele a venit, așa că începe distracția. Soarele a venit, noi ne-am pregătit și se... Începem! Apa e rece? Semi-rece, dar... E murdară! Vrem să fie apă caldă. O schimbăm cu alta, mult mai bună. Opa! Masca, mami, masca. Așa e, tati, aduc masca. Pregătim ordinea. Cine dă primul? Da, să vedem cine va fi primul. Vom face battle flip. Eu aș fi vrut să fiu prima. Pot fi prima la battle flip. Ok, 3, 2, 1. Și 1, 2. Din a doua. Bravo, Mara. Sunt nevoit să dau din prima. Reușesc, oare? Hai să vedem. Trei. Bun. Hai, mami. Da. Acum aruncă mama. Toate! Acum trebuie să vedem între noi, dar să dea toți. Hai, Mia. 3, 2, 1. Una. Vedeți cum mai dau o dată pentru locurile 1, 2 și 3? Hai, Teo. Hai de la căldurică. Repede, 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 repede. Mă grăbești. Las că da, ia. Din prima? Da. 3, 2, 1, 1, 2. Nu, n-a pus. N-a atins. De ce ai? Deci toate mai dăm o dată, tata până acum e ultimul, iar noi trebuie să mai dăm o dată. Bri va fi prima oricum. Briana va fi prima mereu pentru că este cea mai mică și oricum nu poate să dea butterfly pentru că este foarte mică. Încă o dată. Noi toate patru trebuie să mai dăm o dată. Cine hai. Începe? Hai, dă-i tu, dacă tu. Acum. 2, 3, 4, 5, 6, 12. Bun. 1, 2, 3. Hai să vă văd. 1, 2, 3, 4, 5. 3, 5, 12 și să vedem pe Mara. 1. Mara e prima, eu a doua, Bianca a treia, Teo a patra, Tate a cincilea, iar Bri, zero. Va fi prima înainte de noi. Să începem, Mara, măscuța, pe ochi. Yes! Eu azi că sunt prima. Mă Bri. Închide mapa. Piscina e plină. Până să ieși tu, ia ieși. Bri, nu te bagi. Ba da, ea e prima. Păi nu așa. Din afara piscinei jucăm. Gata? Măscuța. Și numărăm până la 5 și Bria adun câte unul, da? Da. Și-l dai afară. 1, 3, 2, 1 și... 1, 1, 2, 2, 3... Bine! Bine. Gata, Bria! Bravo! Câte ai adunat? Hai să vedem, numărăm. 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8. Rămâneți până la final pentru că cel care va strânge cele mai puține obiecte din piscină va primi o pedeapsă. Udă, eu nu vreau pentru că eu nu sunt îmbrăcată adecvat. Nici eu. Eu da. Eu sunt pregătit, am curaj să alunec în apă. Haide, următorul. Acum eu sunt, dar nu voi fi ca Briana, voi juca cinstit. 2, 1 și 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Top. N-ai voie. Hai. Acum e. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 obiecte a adunat Mara din piscină. Să văd ce fac eu. Afară. Haideți, ieșiți. Diana rămâne, că așa a lăsat și la mine.
În 3, 2, 1, start! 1, 2, 3, 4, 5, 0. Stop! Am zis la final 0. Start. Startul se consideră 0. Câte adună, mami? 6 sau 7? 7! Bravo, mama! Okay. 7 adunate de mami. Le punem înapoi. Bianca, în 3, 2, 1, start! 1, 2, 3, 4, 5, 0! 1, 2, 3, 4! Doar 4! Peștișori! Teo! Hai, Teo! În 3, 2, 1, start! Înseamnă 0! 1, 2, 3, 4, 5! Nu, 3 nu s-au mai pus! Da, da! Ai luat 3 odată, Teo, trebuiau câte 1. 10! Am câștigat 11! Câte sunt? 10. Sunt 10 peștișori, dar Briana a dat. Vă sus și eu. Două cel puțin i-a dat. Bri. Mănânca pastă din alții. Așa că, oricum, va primi... Va primi o bălăceală. Cel care va aduna cele mai puține. Teo a adunat mai mult de 7. Da. Cam pe acolo. Le punem înapoi. Și e rândul lui tati. În 3, 2, 1, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, gata. Nu se pune. Nu se pune. Sau dacă vrei să se pună, ai 4. 3. 3 și cu acela 4. Nu se pune, decât dacă vrei să mai joci o dată cu Bianca. Să vedeți care dintre voi este pe ultimul loc. Ok, rămân cu câți am adunat. Primesc eu provocarea? Da! Slide! A, să mă dau aici? Da! Eu? Da! Așa? Da! O să te dai pe genunchi! N-ai voie! Ba da! Bri, se dă pe genunchi, ia uitați-o! Uite așa, tati! E caldă? Da! Dați foarte multe like-uri dacă vreți să intru pe tobogan. Așa cum este îmbrăcată. Și în tricou. Nu aș vrea. De ce? Pe like-uri, ca să mă lase mami. Și dacă vreți voi. Până una alta, risc eu. În genunchi? În genunchi. N-a avut curaj. Îmi este teamă să nu rup. Nu se rupe! Nu. Hai! Rupe. Pornește! Tati! Și eu, tati! Ia să te vedem! Nu sunt eu, el e eu. Da. Soldatul roman. Cred că e mai bine așa. Am ok. Am plecat bine. E tare, e fain. Să dăm drumul provocării cu numărul 2. Vom dărâma soldații romani. Cine reușește să-i dărâme pe toți trei câștigă. Și are un avantaj cel care reușește să-i dărâme pe toți trei fără să pună piciorul jos. Îi punem într-o linie și dărâmăm așa. Pac, pac! Am pus odată piciorul jos și pac! Dar poate cineva reușește dintr-o singură eu. Mișcare. Vreau o balerină pe care o avem în casă. Încearcă, Teo, de probă. Sunt prea apropiați. Da. Nu trebuie să se lovească unul de altul. Deci, la distanță. Cel din mijloc să fie mai în față. Așa. Hai! Așa. Hai. Bravo. Ai câștigat. Super, putem considera că Teo a încheiat proba? Da. Okay, s-a calificat. Bravo. La următoarea probă. Via s-a schimbat. Via vrea să facă baie. Oare Mara unde e? Gata! Wow. Și Mara se va uda. Mara,
Proba de tura aceasta este următoarea. Trebuie să dărâmăm soldații. Eu am reușit deja. E foarte simplu. Așa? Da, așa. Poți cum vrei tu, doar când trebuie să pui piciorul. Gen, așa ai pierdut, gata. Să ai atins iarba. 3, 2, 1, start. 1, e în picioare. Acum să te vede, hai. Bun, mare a rămas. 2, așa, și... și a rămas în picioare. Și acela și acela, să te vedem ce faci, Mara. Hai. Hai, Măruță, hai. Mișcare, mișcare. S-a prins Mara de mișcare. Cam târziu. Ia să vedem. Hai, Mara, hai. Da. Vezi să nu. Piciorul. Hai, mișcare, mișcare. Și... Dă-i drumul. Ai reușit, dar până acum Teo a fost mai bună decât Mara. Stabilim așa. Rândul meu, să nu vedeți. Și? Și nu am vrut să dau așa și nu mai lăsa. E culcat. Semi culcat. Acum e culcat. E 50-50, 50-50. Vedem, dar deocamdată tot tu faci baie. Hai? Te-ai chinuit tu cel mai mult, dar asta e și ideea, încă, te-ai chinuit cel mai mult. Încă mă doare piciorul. Rândul Bianca-i. Hai, 3, 2, 1 și 1, 2, 3, 4, 5, 6, aha! Bravo, Bia, ai fost mai bună ca Mara, deci tot ea face baie. Și acum să te vedem pe tine, tati, s-ar putea chiar tu să faci baie. Din nou. Eu zic o să mă descurc. Ia să te vedem. Ia să te vedem. Oh! Ai pus piciorul, dar era jos, gata, bravo. Terminat. Acum să... Și Briuța. Pune-le mai aproape, Briuța. Da. E mai mică. Nu. Bine, Briuța, dar noi nu i-am pus așa depărtat, să știi. Așa, hai. În 3, 2, 1. Briana, încearcă. 1, 2, bravo, Bri. Hai. Ia să te scurcat. Aproape, și. Și gata, e bine. Bravo, Bri. Și cine face baie? Mara face baie. Și fetele fac baie? Dar... lasă că am eu o idee. Deja m-am mutat singură, da. Te dai cu rechinul? Da! 3, 2, 1, și! Se ceașează! Hai bine! Coplu-te! 3, 2, 1, și! Deja m-am mutat, de tot m-am mutat! Dar ce credeai? Că nu te uzi cu pluta? De unde ți-a venit ideea asta? Încă o dată, dacă tot trei, doi, unu, și... Opa! Mai bine putem din primul rând. E cald? Eu cred că n-ai aboc în rechi. Ce-i la deget? Nu am nimic la deget. E doar pământ. Următoarea provocare. Următoarea provocare. Va trebui să dăm cu mingea la poartă. Dar atenție! Sunt niște soldați care păzesc poarta aia. Acum ei sunt la pământ, dar vor fi în picioare. Și avem așa, portar, fundaș și atacant. Cum vom da noi gol printre ei? Păi, cine vrea să fie primul? Păi, să încercăm. Cam dificil. De dificil. Cine va reuși, nu va face baie. Hai, în apă caldă. Cine va fi primul? Tati. Lăsăm fetele să se joace și dăm noi primul. Hai să încercăm. E tu? Da. Hai. Ne trebuie o tehnică. Iar voi, fetelor, trebuie să vedeți tehnica. Venim acum la asta o clipă. Trebuie să găsesc unghiul perfect. Și
Și prima încercare pentru tati. 1. Poți muta mingea ori de câte ori dai la parte. Da. Mai încercăm o dată? 2. 3. De data asta cred că am găsit unul potrivit. 4. 5. Gol! A patra încercare sau a cincea? A cincea. A cincea. Rândul meu, tati, dar tu ai avut și încercare de probă și multe altele. Ia să vedem. Măcar eu am învățat unde să pun mingea de la tati. Pune mingea aici și... Up! Mai încearcă mami odată. La mine nu se pune că a fost de probă? Bine, dacă vrei. Și bară! Oh, nu cred! Da! Din a doua? Da, a treia. Din a treia, bine. Hai, Bia, rândul tău! Hai, Bia! Și! Cât pe ce? Gol! Din a doua! Bia e mai bună decât mine, bravo! Hai, Teo! Hai, Teo! Teo, sper că ai fost atentă. De aici? De oriunde vrei. Bară! Mai încerc o dată. Ești cam aproape. Nu, 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 trebuie să fie dincolo de soldat. Da. Acolo. Și. Gol! Din a doua. Hai, Mara! Ce ar fi să dau din prima? Eu oricum tot mă dau pe aia. Teo, Teo, trebuia să o iei de acolo. Trei dincolo de soldat, da? 3, 2, 1 și... Ai prins, se pare că tati face baie. Scorul. Da. E mereu campioană. Hai. Hai, Bri. Hai, Bri. Și... Gol! Gol! Bravo, Bri! Și plecat înainte să ajungă mingea în poartă. E bine că a participat. Uite, acum... Acum tati face baie din nou. Cu apă rece sau cu apă caldă? Cu apă caldă, tati. Nu știu dacă v-ați dat seama, dar aici avem două piste. Una e cu apă caldă, cealaltă e cu apă rece. Cred că aceasta este pentru provocarea supremă. La final, cine pierde cele mai multe runde și folosește slide jet-ul cu apă caldă, îl va folosi pe cel cu apă rece ca și pedeapsă. 3, 2, 1 și... Wow! Bravo! Foarte frumos ai alunecat, tati! Ia pe apă rece, nu? Super! Proba a patra! În care aruncăm cu inelele la cei doi stâlpi de acolo, la tine cu apă rece. Prima va fi Teo de data asta. Hai, Teo! Uite, locul va fi pentru tine aici. 1, 2, teoretic n-ar trebui să te apleci. Hai și să dai la ambele. 3. E foarte greu. 4. Wow! Bravo! 5. 6. Și 7. 6 din 7 pentru Teo. Bravo, Teo! Se pare că tu nu pierzi niciun joc. Așa că de ce te mai dai pe tobogan? Acum mai eu. Pentru noi cei mari, nu vom avea voie să ne aplecăm. Le dăm pur și simplu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 7. Bravo, Bri! Egalitate cu Teo, 6 din 7. Cum și-a dorit asta? Uite ce avem noi aici. Vai, distrugem curtea. Pierde, hai. Pierde! Bia, rândul tău, fără să ne aplecăm. 1! Bravo, Bia! 2! 3! Nu cred! 5! 6! 7! Și Bia a făcut 5 din 7! Bravo, Bia! Dar deocamdată ești pe ultimul loc. Ne-au făcut 6 din 6. Bia face băiță. Că așa s-a echipat. Sau mami face băiță. N-avem de unde să știm încă. Ei, lasă că face tati băiță. Eu am mai făcut. De două ori, trei.
În 3, 2, 1 și 1, te apleci, mami? Mama a plecat. 2, 3, 4, 5, nu! Și te a plecat. Un pic, pentru că e înclinat, cum a zis și Teo. Și, și, și! 5! Egalitate! A spus eu că poate mami să facă baie? E, nu, că din două face una. O regulă. Mara, rândul tău sau vrei tu, tati? Eu. Hai. Pornim? Pornim. Da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tati are 4 din 7, deci iarăși tati face... Băiță, momentan, mai avem pe Mara. Hai, măruță, vreau hai. Vreau să se băd eu și Bianca, nu-i corect. Hai, Mara, mai în spate. 1, nu te apleci. 2. Oh, da, dacă pe astea le dă. Mara face băiță. Mara face băiță. 3, 4, opa. 5, 6, mai un aici, poate e mai mai ușor. E mai greu? Mara face băiță împreună cu... Tati! Tati! Și gata, jocul s-a terminat, deci să vedem băița! Cu apă rece? Nu, nu, jocul acesta s-a terminat, nu challenge-ul. Aha. La băiță! Și acum, cea mai mare provocare, amândoi odată... 3, 2, 1, 5! Consider challenge-ul încheiat, iar acum să vedem pedeapsa supremă. Numărăm, 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 vedem cine a pierdut cele mai multe jocuri și acela a fost... Scrieți-ne voi în comentarii cine a pierdut cele mai multe jocuri. Pedeapsa abia nu e udă, nici măcar n-a intrat. Deci, 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 a scris? Ia să citesc eu comentariile voastre. Și așa este, ați avut dreptate. Tati a avut cele mai multe jocuri pierdute, așa că el va face băiță cu apă rece. Și Bianca cu apă caldă, pentru că e echipată și nici măcar nu s-a băgat până acum. Deci, haide! Facem presiune mare. Și... hai, Bia! Și hai, tati! Pe rece. Ca să vedeți că lucrurile sunt pe bune, conectăm apa rece. Și acum vă arăt unde duce furtunul. Wow, furtunul duce? Și? Tati aranjează. Pregătim terenul. Wow, ce frumos face asta. Acolo e. Apă rece! Cum e, tati? E rece. Du-te pe cald acum să te încălzești. Mulțumim că ați ajuns până la final. Până data viitoare puteți accesa orice imagine de pe ecran și veți intra în universul nostru. Iar noi vă spunem la revedere și vă pa, pa, pa! Revista se joacă! Da, Bianca! Bianca, hai să dăm ambele să încine în gecel mai departe. Hai, concurs. Cine? Merge mai departe! Bianca a fost mai mult în față și e și mai înaltă, n-avem ce să spunem. Deci a câștigat competiția dintre ea și Mara. A fost o tură, dar n-am apucat să vă arăt. Când Mara a ajuns pe iarbă. Singură! Atât! Dați-vă pe sân! Sunt sân! Hai, 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 hai!